Salariul de bază din învățământ ar putea să fie mărit cu 15% de la 1 ianuarie 2017, iar salariul de încadrare ar putea crește și el cu 25% pentru angajații casei de asigurări de sănătate. De asemenea, de măriri de salarii vor beneficia și angajați ai sistemului de asistență socială, procentul fiind de 15%. La Senat se va da votul final pentru actul normativ care prevede creșterea punctului de pensie la 40% din venitul brut din ianuarie 2017 și la 45% din iulie anul viitor. Proiectul a primit raport favorabil în Comisia de Muncă.